Un interviu exclusiv despre relația cu omul de afaceri, soția milionarului, vorbește despre cel mai mare regret. Povestea de succes a femeii din spatele lui Prigoană, chiar acum. Întotdeauna mi-am dorit lângă mine un bărbat puternic și faptul că l-am pe Silviu, mă simt că am ce trebuie lângă mine. Și la mine îți mulțumesc pentru gestul sine că m-ai ales. E greu să fii căsătorită cu domnul Prigoană sau este ușor? Depinde, dacă înțelegi persoana de lângă tine, nu este greu. Eu cred că Silviu, după mine, la câte persoane am cunoscut, este un om extraordinar. Trebuie doar să-l înțelegi. Asta este secretul. Dacă îl înțelegi, atunci știi ce ai de făcut cu el. Comunicăm foarte mult, da, și întotdeauna eu mi-am spus păsul și cred că a fost bine pentru amândoi. Dacă am nevoie de un sfat, îl cer lui Silviu. Știu că îmi va da răspunsul cel mai bun și cel mai potrivit. Mă simt puternică. Dar contează foarte mult părerea lui, sfatul lui. Contează să știi că ai pe cineva care te sprijină. Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit tu de la soțul tău, de la domnul Prigoană? Oh, sunt multe cadouri pe care le-am primit de la Silviu. Dar eu mă bucur cel mai mult când el este bine, sănătos și când îl văd liniștit. Atunci nu mai am nevoie de nimic. Silviu este foarte sensibil. Nu știu dacă mă crezi, dar pe cât de vulcanic și nu știu cum l-ați mai văzut la televizor, pe atât de sensibil este. Cred că Silviu a luat foarte multe lucruri de la mine. Într-adevăr, este foarte schimbat Față de cum a fost el în urmă cu 4-5 ani. Este foarte important să fii lângă cineva care îți spune lucrurile pe nume. De foarte multe ori am spus, poziția lui este alta, nu să apară și să facă circ. Ăla nu este locul lui. Locul lui este în altă parte. El este un om care a realizat foarte multe lucruri, chiar ascultă și chiar mă ascultă și lucrul ăsta mă face fericită. El știe că eu am dreptate. Am știut că existi, dar mă bucur că ești și tu. Sunt o femeie împlinită. Copiii mei sunt sănătoși, sunt frumoși, sunt copii buni și asta mă face cel mai fericit. Mi-am văzut de treaba mea, m-am dus înainte, indiferent de cum a fost viața și cred că am făcut destul de multe lucruri la viața mea până la 40 de ani. Spune-mi dacă tu te-ai mai gândit la un bebe. Oh. Nu pot să zic că nu m-am gândit la un bebe, dar ținând cont de faptul că suntem cum suntem, muncim zi de zi și sunt alte vremuri. Copiii am făcut probabil la timpul potrivit. Suntem conștienți amândoi că ce va fi, va fi. Nu punem accent pe asta, avem 7 copii cu toții. Deci avem casa plină. Este în weekenduri când îi aduci la București și sunteți cu toții și stați în jurul lor la masă. Foarte frumos. Suntem mulți. Și asta e cel mai minunat. Săptămânal tu faci drumuri la Făgăraș pentru ei. Sute, mii de kilometri faci. Da, pot să spun pe lună sunt mii de kilometri, dar nu contează. Cât de mult a contat apropierea părinților pentru ei? Pentru că se poate. Și după divorț să fie o relație civilizată. Da, nu pot să spun că noi suntem foarte apropiați. Discutăm doar despre copii. Copiii stau și cu mine și cu el. Cum îl vezi tu ca tată? Pe Silviu? Pe Silviu. Nu știu, cred că este cel mai bun tată din lume. Da. Este un tată extraordinar.
Onoriu, Silvius, ei sunt mai mari. Cum sunt cu frățiorilor mai mici? Nu se comportă absolut normal. Îi iubește, sunt frații lor. Copiii se înțeleg foarte bine, și ai tăi și ai domnului Prigoană. Da, copiii sunt foarte buni. Te-ai fi gândit că vor avea copiii o relație așa de frumoasă? Copiii sunt foarte bine împreună. Noi ne ocupăm, amândoi, și eu și Silviu, când suntem în preajma lor, ne ocupăm de ei, de educația lor, deci, și nu facem diferențe între copii. Trei copii de vârstă apropiate, da. Dar și jobul care te solicita foarte mult, sau afacerea, da, în același timp. Și munceam, da. Și munceam, îi luam în cărucior după mine la serviciu. Te duceai la birou? În cărucior la birou? Sigur că da. Erau foarte mulți oameni care depindeau de mine și când ai o afacere, trebuie să fii implicat profund. Mi-am dorit foarte mult o fabrică de dulciuri și la vârsta de 23 de ani am avut 32 de angajați. Și de la fabrica de dulciuri ai avansat. Da, am fost 11 ani producător de dulciuri. Am făcut un laborator și am deschis câteva cofetării. Am început cu tatăl copiilor mei. Ați început business-ul împreună. Ăsta, da. Cred că singură nu aș fi reușit să deschid acest business. A fost ceva frumos. Da. Am o lecție de viață. Am început viața frumos, cum mi-am dorit. Pot să spun că am fost pe post de șefă, pe post de vânzătoare, pe post de șofer. Le faci pe toate dacă vrei să realizezi ceva. Da, copiii mei vor fi bine. Important să fie sănătoși. Tatăl lor muncește, eu muncesc și până la urma urmei pentru copii ne zbatem. Vreo intervenție estetică până acum? Păi am făcut o intervenție chirurgicală, estetic, la 6 luni după ce am născut al treilea copil. Mi-am făcut o operație de tăiere a pielii. Mi s-au mărit sânii foarte, foarte tare și a trebuit să fac ceva. În ceea ce privește afacerile, ce-ți mai dorești tu? Nu știu, îmi doresc ceva ca să pot ajuta lumea care are nevoie de ajutor. Mă tot gândesc la un proiect care să poată fi benefic pentru copii, cei neputincioși. Și la bine îți mulțumesc pentru gestul în sine că m-a...